e bine. Știi de ce? Setezi undeva o sumă de bani și după aia toți din spate încearcă să vină, să-ți adune, să-ți mănânce banii. Uf, ce faci, Diana? Cum ești? Foarte bine. De unde ești? Pitești. Pitești. Cât de asortate poți să fii? Acum am dau seama. Și unghiile sunt asortate? Datorită unghiilor sunt asortate. Așa am nimerit cu ele făcute și trebuia să mă îmbrac. A, deci tu prima dată unghiile, după care te îmbraci? Nu, dar le aveam făcute recent și nu aveam cum să le mai schimb, așa că m-am îmbrăcat. Cu ce te ocupi? Unghii? Da. Da? Ale mele nu sunt așa. Cât costă așa o operațiune din asta? Nu zic. Mare, așa zic. Nu zic, am prețurile mici și nu vreau să se supere colegele pe mine. Cât ar costa, poftim? Bine, 100. Pe unghie 100, sau 150, pe toate? Pe toate? Mm-hmm. Așa de... atâta costă? Păi de asta am zis că nu ca zic. Ca să aflu și eu nevastă mea cum... Păi depinde costa. Unde merge. Ah, poate să fie și mai sus? Logic. Aoleu, poate să fie și mai sus? Diana. Da. Eu încep. Hai. 4 litere. 400. Luceafăr. Stea. Stea. Mamă cum a fost. Mamă cum a fost. 400 de lei într-o secundă. Asta am vrut, măcar prima secundă să... Wow, cum a fost, Diana. Bravo, corect. Luceafărul e o steaua, steaua care a răsărit. Diana, îți dau un verb de data asta. Hai. Aș schimba poziția corpului sau a unei părți a corpului? Da. Literă. Ai o literă, uite, că nu-i mutatul. Nu-i a, mutatul. Suci. Bravo. Cum? Suci. Suci, bravo. Ai pus-o pe gânduri pe Magdalena, că o văd. Lăsați-o care emoții. Da? Emoționată Magda, un pic? Da, da. Uite, gata, acum aveți cum e. Alex, Mario, Daniel, 700 de lei, Diana, în 10 secunde. De când ai salonul ăsta de unghii? Salonul de vreo 5 ani. Bun. Dar fac de 17. Bun. Și ai angajații, al tău, e salonul tău? N-am angajați. Prieteni. Singură. Nu. Ești singură? Da. Cele mai bune afaceri se fac singur. În mod impar. Și trei deja sunt prea mulți. Da, deci singur e cel mai bine. Adică unul e cel... Fii atentă, Diana. Sortiment alimentar nutritiv din semințe de floarea soarelui. Mamă, ce ușor e. Din semințe, din semințe de floarea soarelui se face... Literă. E ușor, dar nu halva. Se poate. Halva. Pasta aia, se poate face și pastă de susan de halva. Bun. În Turcia e cea mai bună halva. Halvis. E mâncare și de post, când e în perioada postului. Da, pasta aia care se întărește. Sau se face când moare cineva în Turcia. Da? La noi... Coliva, la ei la halva. La noi e coliva, la zău? Da. Ai auzi. Bun. Diana. Cu desertul ăla din Orientul Mijlociu, e clar că de la ei vine. 1000 de lei în 20 de secunde, Diana, bine jucat. Constelații analizate de pasionații de astrologie. Literă. Ăsta se zice că determină derularea evenimentelor. Literă. În viața noastră. Adică zodii. Zodiile, măi, Diana, măi. Și mă atrag. Da, te pasionează, da, asta? Da, și cred în ele. Crezi în zodii? Ce ești? Rac. Eu sunt pește, e rău? Nu, că e bine că suntem cam la fel. Da? A, de apă cum ar veni, nu? Diana, 600 de lei, 6 litere. Îți dau un adjectiv despre ceva, cineva care are blana bine îngrijită. Dacă are, literă. Dacă are blana... Literă. Motanul care... Ai pisica acasă? Am, dar are, n-are păr. Literă. Mâța n-are păr? Nu, e sfinx. A, e din aia, da. Periat. Periat e. Bravo. Bravo. Că nu are ghemotoace de păr, e periat. E... N-are, are decât piele. E sfinx. Le știu pe alea. Cele mai adorabile. Zici? Da. Mi se pare așa cam... Da, sunt frumoase. Recomand la toată lumea să-și ia. Da, de ce? Ce au sunt față? Cele mai iubitoare. Ia, cum o cheamă? Melec. Melec o cheamă pe mâță? Ai, ce tare. Tot 6 litere, 600 de lei.
Vuietul frunzelor. Literă. Vuietul frunzelor. Literă. Sunetul copacului bătut de vânt. Foșnet. Foșnet! Îmi place cum joci. Iei literă exact până în momentul în care găsești cuvântul și atunci îl dai. Adică nu stai să pierzi timp. Păi nu, că am jucat pe aplicații prea mult și am văzut că dacă dau din prima și nu găsesc după aia, așa mai bine pierd câteva... Bună strategie. Am văzut că ai venit cu oamenii care vin cu strategia de acasă, îi văd de la o poștă. Ce în mână nu-i minciună. Nu-i minciună. A, pasărea. Diana, 700 de lei, punem la ăștia 1900 pe care i-ai adunat până acum. E verb. A acționa, a face ceva într-un anume fel. Literă. A lucra, dacă vrei, literă. După o anumită metodă. Știi, literă. După o anumită, după când urmezi niște pași ca să-ți îndeplinești un scop. Și nu șopti, Magda. Literă. Când a... Știi, Daniel? Literă. Știi? Știi? Două litere mai avem de pus acolo, Diana. Două litere, Doamne, iartă-mă, verbul pe... Proceda. Da, măi, Diana, măi. Cine l-a luat mai devreme? Cine l-a? L-ai prins, Magda? A proceda? L-ați luat mai devreme? L-ai luat, Alex? Da, da. Două minute jumătate mai avem. Bani buni. 2100 până acum. 7 litere, Diana. Lucru din cutia cu amintiri. În cutia cu amintiri e un... Un obiect care îți amintește de unde ai fost tu. Unde ai fost ultima dată în vacanță? Zic, unde ai fost? În Turcia. În Turcia. Unde în Turcia? Istanbul. Literă. Literă. Ce ți-ai luat de acolo? Ce ți-ai luat? Suvenir. 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 Bun. Bine, Diana. 2 din 8, 2 din 9, 2 din 10. Auzi? Te dezamăgit, așa da. Te văd. Dar de ce? Avem 2600 de lei. Eu zic că nu e rău. Și mai ai 2 minute de jucat. Hai bine. Diana. Care are proprietatea de a rugini. Ruginește. Dacă ruginește, e într-un fel. Corodabinui. E din 800 de lei... Facilitează depunerea ruginei. Rugina. Adică... Literă. Literă. E feminin, atenție, adjectiv feminin. Ea are proprietatea de a rugini. O tablă care ruginește este așa. Literă. Care deteriorează obiectele metalice. Literă. Nu cred. Poate să fie materiale care la în contact literă. Cu o tablă. Uite acolo cuvântul. Două litere mai avem de pus. Are proprietatea de a rugini. A rugini. Literă. Acid, eroziv. Corozivă. Corozivă. Cum? Corozivă. Corozivă. Cine a luat coroziva asta? Toată lumea le-a luat, Daniel, cuvântul. Mario. Coroziv. Praf. Nu cu praf, nu că nu e cu praf, glumesc. Nu e praf, ascultă-mă, e bine. Nu e bine. De ce nu e bine? Putea mai bine. Nu mai e. Tu ești mereu nemulțumită de tine? Tot da, păi doar așa poți să avansezi. Să mergi. Ăsta. Îl luăm din prima. Ăsta luăm din prima. Orice femeie trebuie să știe ce sunt floricelele cu nume de bardă. Toporaș. Toporaș. Bravo, Diana. Bravo. 3500 de lei adunați. Perfect. Fii atent că într-un minut trebuie să înghesuim acum 4 cuvinte. Și-s cuvintele alea scumpe. Confruntări, Diana, verbale între două sau mai multe tabere. Altercații. Păi nu, care poate fi și cu ciomanul, și cu pumnul. Altercația, astea sunt verbale.
Deci astea sunt verbale. În, dialoguri. În plenul Parlamentului. Aia nu dialoghează, tata, aia până dialoghează... Convocări? Dialoghează la șpăguțe, dar... Stai, discuții aprinse în campania electorală. În campania electorală, confruntări, discuțiile aprinse. Mai zi, în campania electorală. În campania electorală se întâlnesc... Măi, în campania electorală se adună toți și au tot felul de... Provocări? Dezbatere. Greu, Alex. Diana. Da. Fii atent. Fructe și legume proaspete, gata să fie servite. Literă. Hai o literă. Literă. Fructe tăiate în bucăți sau în felii. Literă. Legume și fructe care nu sunt preparate termic. Crudități. Da, măi, Diana, măi, tu n-ai curaj să zici de la început, mă. De ce n-ai curajul să o spui de la... 40 de secunde. Că vorbeam la început de... Care te ustură la buzunar. Că vorbeam la început de cât e cu de scump. Literă. Hai o literă. Care te ustură la buzunar. Vezi că am pus... Costisitor. Costisitoare. Scump. Costisitor. Bravo. Mario. Nu-l prindeam. Nu. Nu-l luai? Daniel. Așa repede nu. L-a prins. Aș fi cerut literă, da. L-a prins. Păi am cerut litera să mă... Mai îți dau unul de 1000 de lei. Avem 4100, dacă pui 1000 la ăștia, avem 5100 și o sumă destul de bună. Mm. 5100. Zici tu că face careva mai mult de 5100 după tine? Diana. Act plin de generozitate. E cuvânt compus. Deci fii atent, e compus, e din două. Literă. O să mă înjure lumea acum de astea. Binefacere. Bravo, bravo, bravo. Am luat litera să mă dau. Bravo, bravo, 5000. Am vrut. Puteam mai mult. Și de ce te-ai? Unde? De unde frână? De ce m-am spus prima? Că voiam mai... Crezi că avea importanță? Da. Zici? Zici tu că face mai mult Magdalena sau Alex? Nu, nu. Fac nu, ei nu, mai nu, mult? Nu. Ia uite pe bine, nu. Eu sper să nu fac. Și așa-i? Dar eu cred că da. Diana, mulțumesc că ai fost cu noi.